Bună ziua tuturor! Regulile de distanțare fiind respectate, să vă rog să-mi permiteți să îmi dau masca jos. Vă mulțumesc frumos tuturor că ați dat curs invitației noastre la această conferință de presă și le mulțumesc și celor care ne urmăresc la această oră. După cum bine știți, domeniul social a fost greu încercat în această perioadă în care guvernarea PNL s-a dovedit a fi incapabilă să gestioneze situația. Pensia minimă, din păcate, a rămas înghețată, alocațiile copiilor nu au fost dublate, deși premierul dezertor Câțu ne asigura în primăvară că acest lucru se va întâmpla de la 1 august. Acum nu se mai măresc nici măcar de la 1 august, dar aminte de la începutul anului 2020, așa cum prevedea legea. Guvernul Orban nu are de gând să mărească nici valoarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie, așa cum prevede legea 127. Deși același premier dezertor Câțu ne-a asigurat la începutul anului că banii necesari au fost prevăzut în buget. Păi dacă au fost prevăzut, sunt sau nu sunt bani, domnule Câțu? Când ați mințit? Atunci sau acum? Din punctul meu de vedere, și atunci și acum. Despre salariile din învățământ, cred că ar trebui să ne întristăm cu toții, deoarece dascălii noștri nu vor primi majorările legale de la 1 septembrie 2020. Și da, aveau bani. Aveau bani dacă implementau măsuri clare, ferme și la timp pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc, astfel încât economia românească să nu aibă o cădere așa abruptă. Și da, aveau bani dacă nu furau fără limite în pandemie. Și da, aveau bani dacă nu îi aruncau spre firme cu capital integrar străin, firme care sunt asiguratoare de credite comerciale. Și da, stimați cetățeni români, au bani pentru că fantasticul premier Câțu s-a împrumutat cu uluitoarea viteză de 1000 de euro pe secundă. Și mediul privat este dezamăgit de prestația guvernului Orban. Inspecția Muncii transmite mass media în scris drept răspunsuri la solicitări că s-au pierdut peste 880.000 de locuri de muncă. Dar premierul Orban susține cu emfază că ar fi 7.000 de locuri de muncă în plus. Totodată, în plină situație de urgență și în plină situație de alertă, a fost suspendată activitatea Inspecției Muncii, astfel încât angajații români, atât de la stat cât și de la privat, care au fost supuși abuzurilor pe această perioadă, nu au avut unde să reclame încălcarea legii. Acțiunile Ministerului Muncii, condus de Violeta Alexandru, au generat pierderea peste 880.000 de locuri de muncă, dar, atenție, angajarea la stat a 12.000 de liberali. Ministerul Muncii, condus de Violeta Alexandru, a emis ordonanțe de urgență în cascadă, în încercarea disperată de a reglementa șomajul tehnic și liberele acordate părinților, astfel încât aceștia să poată sta acasă cu elevii care nu au mai putut merge la școală. Prima dintre ele este ordonanța de urgență a guvernului numărul 30. A fost atât de proscrisă încât a fost nevoie ca ulterior guvernul să emită o serie de ordonanțe în cascadă pentru a repara prostia din ordonanța 30. Vorbim de ordonanța de urgență a guvernului numărul 32, 53, 55, 59, 60, 70. Și până la urmă, tot Parlamentul a fost cel care a reparat greșelile repetate ale guvernului. Ministerul Muncii a introdus de asemenea în perioada de criză munca forțată, detașarea forțată, concediul cu forța, cei mai afectați fiind angajații din domeniul asistenței sociale. Însă, același minister a emis prevederi contradictorii în privința acordării unui spor de risc pentru acești angajați, astfel că nu a existat o practică unitară în țară, unii primind și alții nu. În paralel, nici angajații și nici beneficiarii din centrele de bătrâni și de copii nu au fost testați la timp, astfel că multe din aceste centre au devenit adevărate focare de coronavirus. Ministerul Muncii a fost complice fie și măcar prin inactivitate la incidentele generate de plecarea unui număr mare de români,
inclusiv din zonele carantinate, la muncă peste hotare în timpul stării de alertă și a situației de urgență. Situația de fapt este următoarea. Pe 9 aprilie, cu 3 zile înainte de Paștele Catolic și cu 10 zile înainte de Paștele Ortodox, fără nicio intervenție din partea autorităților competente din subordinea Ministerului Muncii, grupuri mari de români din nordul Moldovei și din Transilvania s-au adunat pe aeroportul din Cluj, încălcând toate regulile impuse de ordonanțele militare, precum și de către autoritățile sanitare. Ministerul Muncii era obligat prin ITM-uri, dar acestea, bineînțeles, aveau activitatea suspendată, să verifice furnizorii de servicii de plasare de forță de muncă în străinătate, în conformitate cu articolul 82 aliniatul 5 din legea numărul 156/2000, cu 5 zile lucrătoare înainte. În schimb, a fost desființată organizarea de concursuri pentru angajarea la stat, astfel încât liberalii să-și poată angaja cei peste 12.000 de politruci din clientela lor politică. Cât despre reorganizarea serviciilor din subordinea Ministerului, este concludentă declarația fostului șef al Casei Naționale de Pensii Publice, domnul Laurențiu Tenț, instalat în funcție tot de guvernarea liberală. Citez: nu am executat toate fanteziile imposibile ale doamnei ministru. Nu am putut să susțin lucruri false. Asta, după ce ministrul Alexandru a dispus demolarea ghișeilor de la casele de pensii, pentru a apropia, vezi, doamne, funcționarii de cetățeni fix în prag de pandemie, cu 2 săptămâni înainte de a-i distanța din nou prin ordonanță militară. Profesionalismul, între ghilimele, bineînțeles, a mers mai departe. Ministrul Muncii a trimis către casele județene de pensii o adresă în plină pandemie în care se cerea să se verifice dacă persoanele care solicită ajutor de deces chiar și-au pierdut viața. Aveam semnale de la angajații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice și a caselor județene de pensii teritoriale din fiecare județ, care se cruceau și se întrebau dacă nu cumva ar trebui să discute cu familia, cu rudele defunctului, pentru a le permite să fie a 8-a persoană la înmormântare, astfel încât să poată confirma că decedatul este decedat. În schimb, principalele realizări despre care ministrul Violeta Alexandru s-a lăudat, inclusiv berețelele de socializare, au fost spălatul treptelor și al geamurilor de la intrarea în clădire, lucrul pe care oricum îl făceau zilnic doamnele care asigurau curățenia, blocarea parcării ministerului astfel încât angajații ministerului să nu poată pleca de la serviciu la finalizarea programului, dar și celebra concediere a liftierei, doamnei de la lift, care nici măcar nu era angajată a ministerului, ci a firmei care asigura mentenanța singurului lift din minister. Situația gravă în care au fost aduși românii necesită măsuri imediate, pe care, de altfel, PSD le avea în programul de guvernare și cu siguranță ar fi fost puse în practică și cu siguranță vor fi puse în practică în momentul în care vom reveni la guvernare. Astfel, în aceste condiții este necesară și se impune, practic, mărirea pensiei minime și atenția aici, chiar dacă o vor majora acum, cum au spus, cetățenii români au pierdut acești bani de la 1 ianuarie până acum, inițierea de urgență a calculului celor peste 5 milioane de pensii conform legii 127, astfel încât pensionarii să-și permită un trai decent. Este de asemenea necesară dublarea alocațiilor de stat pentru copii potrivit legii și deciziei CCR. De asemenea, este necesară respectarea legii 153/2017, care prevede creșterea ale salariilor în învățământ începând cu 1 septembrie 2020. Nu în ultimul rând, PSD trage un semnal de alarmă și spunem că este extrem de necesară elaborarea unei strategii pentru integrarea pe piața forței de muncă a celor peste 1 milion de români care au revenit din diaspora, din străinătate, dar și a celor peste 880.000 de români care și-au pierdut locul de muncă în timpul pandemiei. Pe scurt, cam astea au fost de spus în principal pentru
această perioadă de criză, de pandemie, în care Ministerul Muncii, practic, prin inacțiunile sale și prin ceea ce a făcut pentru cetățenii români, a dus la o lipsă mare de bani pentru cetățenii români și la pierderea însemnată a multor locuri de muncă. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Proiectul privind rectificarea bugetară va ajunge în Parlament. În acest proiect, prevede majorarea pensiilor cu doar 14%, dar și amânarea majorării salariilor pentru profesori. Spuneți-mi concret ce veți face dumneavoastră în Parlament. Veniți cu amendamente pentru a majora mai mult salariile, pensiile și pentru, eventual pentru ca salariile dascălilor să crească de la 1 septembrie și nu de anul viitor? Cu permisiunea dumneavoastră am să fac o corectură. Acest proiect nu prevede majorarea pensiilor cu 14%, ci tăierea lor cu 26%. Asta 1. 2. Să ne explice fantasticul premier Câțu de ce a luat 6 miliarde din bugetul de pensii și a mutat în altă parte, numai dumnealui știe unde. Deci o parte din bani existau în cadrul bugetului muncii pentru această majorare. E adevărat că nu pentru toți 40%, dar se puteau completa. După cum am spus și la ordonanța de urgență care, într-un mod neconstituțional, amână din nou creșterea alocațiilor, și acest lucru va fi amendat în Parlament. Suntem PSD, este extrem de hotărât să facă acest lucru. Pentru că nu se poate ca incompetența unui guvern care nu a știut să ia măsuri clare și ferme în economie să se deconteze pe cetățenii români. Asta înseamnă că și la Camera Deputaților veți veni cu același amendament de respingerea ordonanței privind alocațiile, pentru că și aici avem o problemă privind dublarea alocațiilor. Curtea Constituțională le-a spus odată acestui guvern clar că majorarea, dublarea alocațiilor este constituțională. Dumnealor, prin tot felul de tertipuri și ne așteptăm la tot felul de întârzieri, vor amâna aceste lucruri pentru că nu sunt interesați de cetățenii români, sunt interesați de, ați văzut, firme cu capital străin din asigurări, tunuri financiare și furturi în pandemie, nici de cum de cetățeni. Da, pe scurt, vom modifica această ordonanță și așa cum a fost votată în Senat, așa va fi votată și în Camera Deputaților. În privința moțiunii de cenzură, știm că intenționați să o depuneți mâine. Spuneți-ne cu ce partide veți negocia pentru a trece această moțiune de Parlament. Cu siguranță moțiunea va fi depusă, dar mult mai important decât moțiunea este că va fi însoțită, ați văzut, de aproape 1 milion de semnături de cetățeni români care își doresc ca acest guvern să plece acasă și legea pensiilor să fie respectată. Dar mai important, PSD va depune odată cu propunerea de premier și un program de guvernare pe termen scurt, nu așa cum prevede fițuica galbenă a PNL pe 2027-2030. Din câte știu, conducerea partidului a discutat și poartă negocieri în Parlament, astfel încât să avem voturile necesare și moțiunea de cenzură să treacă și să facem negocierile ulterioare, astfel încât să ne prezentăm la președintele României cu o majoritate clară și cu un premier desemnat. Dacă ne puteți spune care este varianta de premier și câteva puncte din programul de guvernare? Știți foarte bine că acest lucru, varianta de premier, se va discuta și trebuie discutată în forurile statutare a partidului și după aia anunțată public. Iar măsurile, o să vi le spun, parte din ele pe cele din cadrul Ministerului Muncii, unde am avut onoarea să scriu și eu. Și sunt măsuri clare și ferme, astfel încât în 4 luni, programul nostru este axat pe ultimele 4 luni din acest an, și sunt măsuri clare și ferme pe care le vom lua, astfel încât angajatorii să fie încurajați pentru a crea noi locuri de muncă, astfel încât să reintroducem pe piața muncii măcar pe cei 880.000 care și-au pierdut acum locul de muncă, gândindu-ne, bineînțeles, și la cei care au venit din străinătate acasă. Începeți negocierile de mâine odată cu depunerea moțiunii de cenzură și cu cine? Cu cei de la Pro-România, care știm de obicei că jucau ba cu PSD, ba cu cei de la PNL, UDMR? Noi avem mai multe semnale și sunt mai mulți deputați și senatori care vor vota moțiunea. În momentul în care negocierile vor fi închise, cu siguranță conducerea partidului va comunica și se va vedea practic și la votul din Parlament. În acest moment, calculele dumneavoastră arată că moțiunea va trece de Parlament. Astfel nu am fi depus.
Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc o duminică plăcută în continuare și vă rog să-l ascultați și pe colegul meu, președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, domnul deputat Florin Buicu. Să rămână, bună ziua tuturor! Doamnelor și domnilor, articolul 104 din Constituția României prevede că primul ministru, miniștrii, membrii guvernului depun un jurământ cu mâna pe Biblie și cu mâna pe Constituție, în care jură să-și dăruiască puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Același jurământ este rostit în fața Parlamentului, inclusiv de președintele României. Considerăm că actualul guvern și-a depășit toată puterea și priceperea, pentru că nu a fost, nu este și nu va fi în stare să asigure propășirea materială a poporului român și să apere drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Citez, nu există niciun motiv real de panică. Infecția cu acest virus provoacă în marea majoritate a cazurilor doar simptome ușoare, dureri în gât, tuse și febră, ca în orice altă răceală. Așa ne spunea președintele României pe 27 februarie, a doua zi după apariția primului caz de COVID în România. Din acel moment și până acum s-au îmbolnăvit cu noul coronavirus 10.000 de români și și-au pierdut viața aproape 3.000. România este în prezent prima țară din Europa de Est ca număr de decese și se află în ultimele săptămâni pe primele locuri la nivelul îmbolnăvirilor. Considerăm că criza generată de COVID-19 a fost gestionată greșit din punct de vedere medical de către guvernul Partidului Național Liberal. În ciuda eforturilor făcute de către specialiștii din sistem, reprezentanții PNL au profitat de ocazie pentru a politiza sistemul medical și al direcțiilor de sănătate publică cu prieteni politici din zona liberală. Recomandările PSD privind demersurile de întreprins nu au fost ascultate. Astăzi, România a devenit un exemplu negativ la nivel european, cu un număr din ce în ce mai mare de îmbolnăviri și de decese cauzate de COVID. Care sunt deficiențele pe care, dacă îmi dați voie, o să încerc să le subliniez? Ministrul Finanțelor declara încă de la început că sănătatea și educația nu trebuie să fie priorități, confirmând modul în care a fost structurat bugetul. Deși prioritatea trebuia să fie asigurarea siguranței și sănătății românilor, preocuparea guvernanților PNL, încă de la începutul anului, a fost desfășurarea alegerilor anticipate. Partidul Național Liberal a adoptat un buget pe anul 2020 cu sume mult mai mici pentru sănătate. Bugetul a fost aprobat prin asumarea răspunderii, fără ca Parlamentul să poată influența procesul și realoca sumele necesare, deși PSD a depus în Parlament amendamentele pentru asigurarea sumelor suplimentare pentru sănătate. Partidul Național Liberal a încercat din start să privatizeze sistemul public de sănătate și de urgență prin ordonanțe de urgență ce transferau sume importante către sectorul privat și care secau de resurse sistemul public. Ordonanțele pe care Partidul Social Democrat le-a contestat s-au dovedit a fi neconstituționale. Partidul Național Liberal este vinovat pentru lipsa asigurării inițiale a materialelor de protecție necesare personalului medical, aflat în prima linie, în ciuda apelurilor disperate ale acestuia și a solicitărilor adresate de PSD. Guvernul nu a știut să interacționeze cu autoritățile locale și le-au solicitat lucruri care au îngreunat răspunsul la criză. Declarații care, pe de o parte, solicitau dezinfectarea ale spațiilor comune din blocuri, urmate ulterior de alte declarații care modificau la scurt timp deciziile inițiale. Fără sprijinul guvernului, autoritățile publice locale s-au implicat în această luptă prin asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților de la nivel local. În loc să se ocupe de dezvoltarea rețelei de anestezie și terapie intensivă în plină perioadă de pandemie, preocuparea guvernanților a fost aceea de a da tunuri. Exemplu, spitalelor din corturi care au trebuit să fie închise din cauza ploilor sunt dovada ineficienței guvernării liberale.
Lipsa unei comunicări transparente privind datele legate de numărul de teste, numărul de bolnavi, numărul deceselor, numărul pacienților, a determinat o reducere a încrederii populației și aș vrea să subliniez acest lucru. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să vă fac o prezentare legată de acești indicatori la care făceam referire în minutele anterioare. Dacă intrăm pe un site bine cunoscut, Worldometers, ce constatăm? Constatăm niște date foarte transparente. La nivel mondial, vorbim despre 21.617.697 de pacienți în total la nivel mondial. Dintre aceștia, vorbim de 15.102.863 de pacienți care au ieșit din boală. Diferența reprezentată de 6.514.834 sunt practic pacienții activi. Dintre cei 15 milioane de pacienți care au ieșit din boală, vorbim de 14.333.868 de persoane vindecate, respectiv de 768.995 de decedați, reprezentând practic 5% din numărul bolnavilor care au ieșit din boală. Din cei 6.514.000 de pacienți activi, vorbim de 6.450.387 de pacienți care sunt bolnavi activi, cu forme ușoare și medii, respectiv 64.447 de pacienți gravi, pacienți în ATI, însemnând practic 1%. Acestea sunt datele la nivel mondial pe care le cunoașteți intrând pe un site la care toată lumea are acces. Și acum aș face apel la presă să caute comunicarea grupului de comunicare strategică și să încercăm împreună să vedem care sunt datele pe care ni le oferă acest grup de comunicare în paralel cu datele pe care noi le avem de la nivel mondial. Dacă intrăm pe site-ul și pe comunicatul grupului de comunicare strategică din data de 15 august, constatăm și identificăm niște cifre. Avem 69.374 de persoane infectate, corespondență cu această cifră la nivel mondial. Ce cifre mai aflăm? Mai aflăm că avem 32.334 de persoane vindecate, la care se adaugă 2.954 de decedați, care, dacă facem acest calcul, ar însemna, practic, un procent de 8%. Pe de altă parte, vorbim de 7.309 persoane internate și acestea sunt cifrele pe care, dacă citiți comunicatul, le veți identifica, respectiv 473 de persoane în anestezie și terapie intensivă. Dacă am face calculul procentual raportat la aceste date, ar rezulta practic un procent de 6,47% comparativ cu 1, respectiv un procent
de persoane decedate de 8%. Iată că doar din analiza simplă a datelor pe care grupul de comunicare strategică îl prezintă zilnic, putem să ne facem o imagine despre cam cum stă România. România sub guvernarea PNL e în haos și asta trebuie să înceteze. Și trebuie să înceteze cât de repede se poate. Dacă mai sunt alte întrebări legate de acești indicatori. Dacă nu, o să-mi permit să vă mai fac câteva declarații legate de faptul că Partidul Social Democrat a propus elemente noi și măsuri care să fie luate. Pornind de la testarea despre care vorbea și președintele Ciolacu, de la începutul activității desfășurate de către guvernanți, continuând cu măsurile legate de creșterea numărului de paturi de anestezie și terapie intensivă. Au fost multe recomandări pe care Partidul Social Democrat le-a făcut guvernanților, dar care nu au fost luate în calcul. Tragem un semnal de alarmă. Începe școala și vulnerabilitățile lunii septembrie sunt legate de începerea școlii, de campania electorală și de ziua votului. Nu considerăm că actualul guvern este capabil să vină cu soluții corecte și concrete pentru a răspunde acestor riscuri la care va fi supusă populația. Erau necesare măsuri și informații care să fie adresate copiilor pe categorii de vârstă, cei care sunt în clasa pregătitoare, copiii din clasele 1-4, 5-8 și cei de la liceu, astfel încât mesajele să fie personalizate, astfel încât copiii, în momentul în care se întorc acasă, să poată să-și învețe, dacă este cazul, inclusiv părinții, despre corectitudinea măsurilor necesare în pandemie. Acest lucru nu s-a întâmplat și nu îl vedem că se va realiza. Am propus, sub conducerea specialiștilor de la Societatea de Anestezie și Terapie Intensivă, o creștere a numărului de paturi care să acopere România în condiții de echitate, astfel încât să nu mai fie nevoie să transportăm pacienții din Moldova în București sau dintr-o parte într-alta a țării, pentru că numai în acele zone aveam paturi. Am propus de asemenea o distribuție echitabilă a tratamentului, astfel încât toți pacienții la nivelul fiecărei euroregiuni să aibă acces la același tratament. Toate aceste propuneri nu au fost luate în calcul de către PNL. Revin la ce spuneam la început. Guvernul PNL nu și-a îndeplinit jurământul și pentru asta va trebui să plece. Vă mulțumesc! Întrebare, vreau să mă întreb dacă acum, la câteva luni bune de la începerea pandemiei, măcar în spitale, avem materialele necesare pentru medici, aparatura necesară pentru vindecarea pacienților? Din declarațiile pe care le fac guvernanții, constatăm că există față de momentul inițial o îmbunătățire a livrării materialelor de protecție către spitale. Ce nu avem în momentul de față, nu avem o distribuție judicioasă și o plată corectă a acestor materiale către diversi furnizori de servicii medicale. Medicii de familie care au lucrat și care au fost în prima linie nu au beneficiat de niciun fel de măsură pentru această activitate. Și exemplele sunt mai multe. Considerați că era necesară prelungirea stării de alertă? Starea de alertă este prelungită pentru a oferi guvernanților posibilitatea să-și politizeze sistemul de sănătate. Am fi vrut să vedem în fața și să putem prezenta în fața românilor măsuri concrete și clare care să determine, de fapt, o creștere a încrederii românilor în măsurile prezentate de către guvernanți. Iar lucrul acesta nu se întâmplă.